foarte mișto pe care, de exemplu, nu le-am dat alea când ne luam bătaie. Adică eu nu știu de ce eu îmi luam tot timpul bătaie. Eu, neavând permis în perioada respectivă, eu eram băgat la înaintare pe din astea. Paurolac, bețiv, hoț, polițist, mascat. Da. Și eram băgat acolo la, știi? Mamă. Eu veneam și eram și mă băgam exact cum stau aici. Auziți, dar nu. Mulțumesc. Yeah. Păi era așa, șoferul și clientul. Da. Șoferul la un moment dat se băga în benzinărie. Farsa asta există, adică chiar există, pe YouTube puteți intra, magicianul, așa, și intra în benzinărie și mă duc și o să alimentez. Eu eram pe acolo cum ar veni băiatul benzinăriei, da, angajat, și zicea, te rog mult de tot, spală-mi și mie parbrizul și intră și trece și bordul până vag. Da, așa, așa. Și eu intram și ziceam, uite, nenorocitul, și că eram cu o cârpă și mă pune să fac și bordul. Mi parcă văd că nu văd nimic, ia uite ce stație scumpă are și nu știu ce. Și ziceam, auziți, cât, aia râdea, domnișoara. Da. Și zicea, dar dacă te râdeți, de ce nu dați dumneavoastră un pic cu cârpă acolo? Și am cum să dă? Hai, stați un pic acolo, că n-ajung. Și aia când se întindea acolo, eu scoteam stația care era deja scoasă, o luam, o băgam și fugeam. Și eram, băi, ți-a furat stația, ți-a furat stația. Evident, mă prindea un polițist care era întâmplător pe acolo și mă băga în mașină. Când mă băga în mașină, era așa, șoferul, clientul, bodyguardul, care era zică bodyguardul benzinăriei și polițistul. Și mă băgau la mijloc și i-am zis, cu ai furat, mă? Păi am intrat în mașină și am vorbit cu domnișoara, am zis, uite ce scump e asta. Dacă vrei, împărțim. Iau eu stația, nu zici nimic și eu vând și vii și mă găsești aici. Mamă, exact așa era. Fătu-ți gura, bă, deci îți jur, cum era așa acolo, s-a întors, așa, cu curul cum ar veni și îmi dădea, eu nu aveam unde să fug. Bă. Și îmi dădea așa bucă. De ce mis, mă? Și nu aveam unde să fug și eu făceam, dacă mai dai în mine, te dau în judecată. Cum tot tu pe mine mă dai în judecată? Asta a fost o bătaie pe care a fost, să zicem, semi-amuzantă, dar a fost una nasoală rău de tot. În sensul că ne-am dus cu mașina la hipermarketurile astea, nu mai știu ce era, Carrefour, cred, și așteptam oamenii cu bagaje, când veneau cu plasele. Da. Am luat o domnișoară cu două plase, cu un delfin de ăla de pluș imens, și ce nu le băgăm în portbagaj, nu, că am butelia de gaz, nu știu ce, băgați-le aici în spate. Le băga în spate, se suia în față, la un moment dat șoferul zice, nu știu ce am la mașină, stați puțin că tot se înfrânează. Se dădea jos, se ducea la roata de aici, din dreapta, și începea să țipe. Au! Au, mi-a prins mâna trușoară, veniți repede, asta se dea jos, ce să fac, ce să fac? Ridicați așa de mașină, ridicați de mașină. Noi treceam trecători, întâmplători pe acolo. Veniți repede, striga șoferul. Veniți repede, ajutați-mă, ce ați puțin, m-am prins mâna. Haideți toți, ridicăm. Trușoară, mergeți în spate acolo la mașină. Ce se întâmpla? Ea când se ducea în spate, eu intram în mașină, blocam, n-aveam închidere centralizată la taxi, blocam astea și începeam să-i umblu în plas. Ea, ce v-ați luat? Și aia disperat, nu, îmi umbla. Și luam, o, uite, napolitană, îi mâncam o napolitană, uitam, îi umblam în bagaje, nu știu ce. Da. Asta trebuia să se întâmple. Am intrat în taxi, am intrat prin față, m-am dus, am intrat așa, am sărit scaunele, am blocat aici, bă, nu știu cum, îți jur că nu știu, uite, asta e super eroină, femeia asta ar putea fi. Nu știu cum a ajuns din spate aici, n-am mai apucat să blochez asta. A intrat în mașină peste mine. A sărit tot așa peste mine și erau bagajele. Și ea s-a proptit așa în ușă, eu eram aici și cu piciorul îmi dădea așa. Ieși! Și eu cu ușile blocate nu mai puteam să deblochez să ies. Și până... Plus că nici nu mai putea să intre nimeni, da, stai seama. Și a fost o fază că la un moment dat eu țipam că mă durea, dar nici nu vreau să opresc farsa, să zic, băi, e o farsă. Zic, hai că avem carne, că avem carne, că avem carne. Am, dă-i, dă-i mine cât poți. Adică eram la modul și au venit băieții, că până la urmă, domnișoară, domnișoară, e o farsă, e o farsă, au intrat. Au venit băieții din cealaltă mașină cu camera, e o farsă și a făcut. Ha! Doar pe, ții minte că unul, la un moment dat, era o farsă, mie mi se părea super absurdă. Asta era mișto, mă, că noi plecam cu niște idei în care nu credeam. Eram, du-te, bă, cine te crede pe tine că tu, de exemplu, venea șoferul, lua clientul, se urca în față și aici era o pătură în care eram eu sau alt coleg, sub pătură. Și mergeau ce mergeau și la un moment dat se auzea, ajutor, ajută! Și stai zic că ți era ce? A, un client care n-a vrut să-mi plătească și îl duc la pădure să vezi ce-i fac. Și după aia începea ăla, eu sunt șoferul! Eu sunt șoferul!
Și bă, nu, bă, dacă era o doamnă, s-a panicat, își dorea, ne-a povestit după aia, dorea foarte tare să coboare, să ajungă la destinație, să nu știu ce. Și un domn, care era că pișcat și zicea, tu ești șoferul? Noi am făcut doi oameni farsa asta, adică eu și Maxineanu, adică eu, victima cum ar veni. Da. Și eu am prins o doamnă care s-a speriat și eu tot făceam pe disperat, că eu sunt șoferul, că nu știu ce. Și făcea doamna, da, da, știu că tu ești șoferul, că îl credea pe ăsta, îl vedea, de doamnă. Da. E, un altul care tot așa, nu l-a crezut, n-a crezut victima și făcea ăla, tati, ce nu vrei, lasă că te ajut eu, zicea, de ce nu mai duci la pădure, lasă că te aduc eu. Și băga mâna așa pe aici și îl prindea așa și strângea, taci din gură. Și povestea Maxineanu, ce bă, nu mai aveam aer, mă durea. Și a zis, mă, de ce n-ai plătit? Ăla cred că a fost cel mai violent, în sensul că l-am binețit.